Bine ați venit în fascinanta Buila! Traseul nostru pornește de la schitul Pahomie, unde ne aprovizionăm cu apă. Vom urca pe marcajul Punct Albastru în creast. Până la stâna Ștevioara, urcăm din greu și gâfâim prin pădurea de fagă. Stâna este situată la nivelul superior al pădurii. De aici începe golul alpin. Vom urca abrupt spre șaua Ștevioara, având în stânga vârful Buila și în dreapta vârful Vânturarița Mare. După 3 ore suntem în creastă. Marcajul Bandă Roșie ne conduce în jumătate de oră pe vârful Vânturarița Mare către dreapta. Către dreapta admirăm Cozia și pe fundal Făgărașul. În față și către stânga avem munții Căpățânii, mai departe Parângul și foarte în zare Retezatul. Pe vârful Vânturarița Mare, cel mai mare din masiv, coborâm din nou în șaua Ștevioara și continuăm înainte pe Bandă Roșie printr-un mic șnepeniș către al doilea obiectiv al circuitului nostru, vârful Buila. După ce admirăm din nou Retezatul, Parângul, Căpățânii și partea nordică a munților Buila Vânturarița, facem bine meritata pauză de masă și privim la vale către dealurile subcarpatice. După vârful Buila începe coborâșul tot pe marcaj Bandă Roșie pe creastă. Ne vom îndrepta pe lângă vârful Albu până în curmătura Builei, unde există și un refugiu. Din curmătura Builei avem două variante de coborâre către schitul Pătrunsa. Alegem ca marcaj principal Crucea Albastră, pe care coborâm destul de lejer prin pădure, trecând și pe lângă un izvor pe care îl avem pe dreapta imediat cum pornim. După o oră și jumătate de coborâre, reîntâlnim marcajul Punct Galben, pe care virăm la stânga circa 15 minute pentru a ajunge la schitul Pătrunsa. Închidem bucla cu o plimbare de voie de circa o oră de la schitul Pătrunsa până la Pahomie pe Cruce Roșie. Vizitați Buila, un munte superb!